învierea cerului cu descuierea ușilor iadului și culoarea lui Adam și a Evei de mult, duși înapoi la ușa raiului. Acum Fiul spune îngerului, dă-te într-o parte cu sare de vorbaie, ca acești doi oameni trebuie să mănânce din pomul vieții. Ei sunt strămoșii mei. Mama mea pământească este strămoșa lor. Și îi bagă înapoi în grădina raiului de Adam și Eva. Dumneavoastră, bine-nviere, trebuie să fiți toți ieșiți din iad și toți intrați în rai. Spoveniți, împărtășiți, curați, sfinți și dată de zbor. Și o să știți că acum e. Simplu. Știți cum suntem noi ortodoxi? Ca un pui de vulturi crescut între găini. Dacă cloșca a tot corcolit și a strâns în lume cu ciocul, prostul e dacă trebuie să zboare. Și nu-i de vină găina că l-a crescut. Vulturii de vină că se trebuie găină. Aripile sunt pentru zbor, nu zborul pentru aripi. Ați înțeles? Și dumneavoastră lăsați corpoleala asta a lucrurilor simple, că am mâncat bine, că am dormit bine, că m-am distrat bine, că m-am simțit bine, că sănătos, că am tot ce trebuie aceasta. Condorul, vulturul, se ia după curentul de aer, planează aripile la un metru și ceva, dă de câteva ori din ele, intră pe curent care îl poartă ca pe o parapantă și el dirigează cu coada direcția. Iar el pur și simplu plutește prin aer și curenții unde se ducă, duc și pe până în altul cer, dar zborul larg, nu zboară ca să geaba în sus, că n-are cum. În sus și în jos zboară dat singur Dumnezeu. Spune așa Iisus Hristos. L-am văzut pe Satana ca un fulger prezent din cer, de ce? N-avea aripi sau luat aripile? A fost pedepsit să scadă în sfera pământescului, definitiv și irrevocabil. Și spune așa. Nimeni nu s-a suit la Tatăl decât numai cel ce s-a coborât. Cine e cel care s-a coborât? Eu știu de unde merg, știu unde mă duc și știu de unde vin. Și ca să nu vă mai obosești, să vă plictisesc, că Adam, ăsta e un subiect greu, are multe chichițe, se poate încă sta mult de vorbă. Alegeți de la Adam trei valori. Dorința de a naște fii, pentru că orice genocidul militar e mai minor față de genocidul maternal, extinsă pe patru lucide. Doi. Luați de la Adam credința statornică de a nu se despărți de Dumnezeu și de a dobândi mântuirea și de a fi cu El în rai. Și trei, puterea altarului de rugăciune. Deși cei doi fii al lui Adam s-au ucis între ei, nu s-au ucis de la o vacă, de la o casă, de la o masă, de la o avere. De la lucrarea rugăciunii. Avet a dus cel mai frumos miel de jertfă, fără de teamă. Jertfa lui a ars imediat și Dumnezeu a primit mireasma de bun miros. Iar ăsta grăbit, era un fel de părcutător, a dus niște oameni, pârgărea cu zagnor, ești un fum putros de el, Dumnezeu mi-a primit, era dus să-i mătaie de joc. Și atunci, din invidie, l-a omorât pe fratele său. Așa și voi. Nu fiți răutăcioși și invidioși, nici pe cei ce se roagă, nici pe cei ce postesc, nici pe cei ce sunt buni, nici pe cei ce sunt serioși, nici pe cei ce sunt corecți. Încercați să imitați, să luați ce este bun, spune Apostolul Pavel. Țineți ce este bun. Toate ne sunt îngăduite, dar nu toate ne folosesc. Dacă suntem în Duh, în Duh să și umblăm, dacă suntem în trup, în trup să și umblăm. Și vă închei cu o istorie scurtă. Ca să vedeți puterea postului. Era un călugăr. El mereu se ruga la Dumnezeu, Doamne, m-ai făcut și simplu și prost, n-am făcut o minune în viața mea. Oare de ce am trăit eu pe pământ? Dumnezeu a zâmbit și a zis, las că se vezi tu ca știi să faci. Într-o zi că lucrul și-a toate rucodelele lui, se duce la târg să le vândă.
Vine un îndrăcit la el și când îi împuși copalul, îi sar și rocodierile, îi sar și tot ce avea de araba de gândit, pică jos, se scoală în picioare. Am văzut oameni care au făcut timp de aceea, să vadă, ce nu dai în mână, știți că lumea e cu telefonul, se filmează, se pune faza pe internet. Și în clipa următoare, călugărul spune, ea lumește și obrazul ăsta. Dracu de ciudă n-a putut răbda, a ieșit și a plecat. Și cel care l-a lovit a spus, iar nu am venit, părinte, azi m-am izbăvit de plăcire. Și toată lumea l-a lăudat. Ce mare făcător de mine este. Când s-a făcut minunea? Când s-a gândit el că nu facem noi? Când l-a lovit acela cu palma? Sau când rațiunea lui duhovnicească i-a arătat că răul nu se răsplătește cu rău? Postul începe cu aceasta. Să le vedem de la noi rău. Nu chinui săracul, nu prigoni vărbura, nu dă seama la Iisus. Nu! Lăsa copilul orfan flământ, rupe pâinea ta și o mănâncă cu cel flământ, dezleagă lanțul nedreptății și atunci postește așa cum îmi place mie. Postul de bucate e dietă. Cum? Nu stai să vorbim despre el, îl face voia voastră. Mai și spune în Scriptură că nu cei intră în gură spurcă pe om, ce iese din gură? Dacă vă amintiți așa dreapă ca o fulge, călugă de sumunte care se ruga, ispitit de femeia cu ala cu lapte. Anumit s-a dus în postul mare la jumătatea poșa și a spus, vede, s-a adus o liță de lapte cu altceva, n-am că sărac, n-am trecut ala. Călugă a făcut cruce cu ala, la băut i-a spălat oala, ia-ți și pleacă. Ha, nenorocit ăla la care vă duceți voi, a băut lapte în mijlocul postului mare. Ca drept pedeapsă să fie cam dezvățată, așa că suntem păcat, așa rămas grăvită și s-a gândit, dar nu-i momentul să-l compromită de tot. Și în clipa următoare, a umplut tot satul, pus de cu desubt, de-am mă lăsat cu însărcinat. L-au bătut oameni cu ciumeci, l-au bășocurit bine, l-au terfimit, știți voi cum faceți când mă spede, zice ceva din popă, bine că preoții pot dezlega mii de avorturi, mii de curvii, mii de îndăstăvății, mii de drăcoveni și să ați simteți. Voi vă zmintiți că ați fost un popă, viața un golan. Golan există, așa-i tine, un golan, adică fără o oleală, fără întreabă. Și-a venit să nască, doamna, dar copilul nu s-a dat ieșit afară. Moașe, vraci, leacuri, ceai, oameni pricepuți care să știu la taina moșitului, pruncului. Dar cineva mai bătrân din sat zice așa. Oh, poate ați greșit și voi ca și ce-o măjită lucrul ăla. Chemați-l să se roage pentru ea, poate a purtat și ea lui o vină. Poate de asta nu poate noastră. Nu, o să nu vină ăla. Ba o să vină, o să crească nerocită. Lasă-l să vină. Și s-a dus la el și a zis, omule, îți naște cum soarta. Da, am să vin, să-mi văd lucrul. A coborât. S-a uitat la ea, i-a închis ochii, ca să-l bată cu ardea dracu de ea. Și a zis, doamna, nu lăsa păcatele părinților peste copii. Dezleagă pe romul tău acesta să nască, să lucrezi, că nu poate nicio vină. Și a ieșit pruncul la găruștea. Și a zis preotul, și cine mai era acolo, când îți boteza să mă chemați și pe mine să mă bucur, dacă tot e rodul pântecului meu. Și în ziua botezului a venit și taică supusnicul la botez. Și a zis preotul, l-ai cumenicat, părinte, l-am cumenicat, frate. Dă-mi eu și mie în brață să vorbesc cu el. Și să vorbesc cu ăsta, e sudat, nici nu știi ce înseamnă copil. Lasă, părinte, treaba lui Dumnezeu. Fiule, suntem la o adunare atât de mare. Suntem la un moment atât de aniversar, de sfânt. Te-ai împărtășit, ești creștin, ai Duhul Sfânt în tine. Ia spune tu, oameni, acestea, cine-i tatăl tău? Și un copil a scos mâna din fașă și a arătat către vorba, cum ar fi un fel de primar, satul administrator. El este tatăl meu! Călugărul i-a dat copilul preotului în brațe, apoi s-a întors către doamna și a spus, stimată soră, faptele nu laptele. Așa și voi. Dacă ați mâncat într-o zi o bombană sau o ciocolățică sau din greșeală ați mâncat un biscuit cu unt sau cu margarină sau ce să mai fi gustat voi, luna asta constă postul. Când îți miroase gura a carne de om, a bârfă, a bulă, a răutate, a vorbit de rău, a dușmănit, atunci să spui problema că ceva nu e rău.
cât smeroasa lapte sau o brânză are să le mânca casate și dacă nu le mănânci, tu le mănânci din papinge și dacă le mănânci, tot din papinge le mănânci. Aș vrea ca să vă obosesc și să închei și să vă spun că poate nu mai bine să mai ascultați, găsiți pe internet, acolo la pagină. Și aș dori să vă mulțumesc pentru participare, pentru liniștea care ați putut-o păstra și înseamnă că poate m-am captivat pe decât un minut. Și că ați fost mulți la biserică, așa ar trebui să fiți tot timpul și vă învăț matematica arhială. Cât sunteți aici? Dacă numai câte un leu luați o luanare, s-a plătit lumina, dacă câte un leu lăsați un pomeni, s-a spucurat pe jos, dacă câte un leu s-a luat prestura, ați șeștiați praful și aveți totdeauna o biserică frumoasă, curată și binecuvântată. Amin și Dumnezeu să vă vină.